Dimineața! Dimineața este poate mai bună pentru că, eu știu, seara o fi fost bună. S-ar zice că dacă te pui la somn cu gânduri bune, dimineața ești mult mai fresh. Da, când ai o zi agitată, cum han tătar să ne mai punem în pat seara și să ne gândim ce zen suntem? Probabil cu exercițiu, cine știe. Oricum, în cursul săptămânii viitoare vom avea o persoană care să ne vorbească mai multe despre Feng Shui și poate și despre chestia asta, cum să ne aranjăm lucrurile astfel încât toate să vină asupra noastră sub forma gândurilor bune și a efectelor bune. Astăzi însă vom povesti despre ruibii, pentru că în acest sfârșit de săptămână clujenii de la UProd Vinalco vor avea de confruntat echipa de la București, de la Dinamo, într-un meci de rugby. De fapt, Bogdan Cantor, care este managerul echipei clujene, va fi în platou și el ne va da mai multe detalii cu privire la aceste confruntări, că vorbim nu numai de meciul de rugby dintre Cluj și București, mai sunt și altele programate pentru următoarea etapă, etc. Astăzi, de asemenea, vom vedea și ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în data de 10 august, ca să ne facem mica lecție de istorie. Până să ajungem acolo însă, aș vrea să povestim puțin despre Uber Taxi. Este un concept destul de nou apărut în România, în alte părți, mă rog, ci că e de câțiva ani. Și în prezent există o mare controversă în jurul acestui mod de a călători. Adică, eu cel puțin pe rețelele de socializare am văzut o grămadă de feedback-uri, cum se zice, adică de păreri cu privire la Uber ăsta, foarte bune, adică, băi, fai, am făcut 4 călătorii astăzi cu numai nu știu câți lei sau ce amabili au fost cei de la Uber și așa mai departe. Pe de altă parte, e un mare scandal, e o agitație în jurul acestei societăți și se pare că nu o să se stingă prea curând. De fapt, controversele sunt legate mai mult de legalitatea funcționării noului serviciu de transport și în urma acestor controverse, primarul Clujului Emil Boc a declarat că și el nu a autorizat niciodată, domnule, prezența acestor taximetre în Cluj. Reprezentanții firmei spun că amendarea șoferilor săi și șicanele venite din partea taximetriștilor clujeni nu sunt altceva decât acțiuni de intimidare în condițiile în care Uber funcționează în numai puțin de 20 de state europene. Colegii de la Știri chiar au făcut un reportaj despre acest scandal, această controversă și aș vrea să-l urmărim împreună. Primarul Emil Boc își ia mâna de pe scandalul Uber. Eu am spus foarte clar că nu am autorizat și nu autorizez funcționarea acestui serviciu Uber la Cluj. După care m-am uitat în lege în detaliu și am văzut că nu au nevoie de aprobare. Asta este o altă temă. Nu e nevoie pentru a funcționa să aibă o aprobare de la primărie. În consecință, singura noastră relație instituțională este cu serviciul de taximetrie al Clujului, pe care îl asigurăm prin standuri de taxi, prin autorizații și prin respectarea celorlalte prevederi legale. Totul a pornit duminică când 4 șoferi ai companiei Uber au fost amendați de polițiști. Polițiștii clujeni au depistat 4 persoane care efectuau transport public de persoane în regim taxi, fără autorizație, pe raza municipiului Cluj-Napoca. Drept urmare, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale cu amenzi în cuantum de 25.000 de lei fiecare. De asemenea, a fost dispusă măsura complementară a reținerii certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare. Totul a pornit de la o sesizare a dânșilor. Un șofer de-a dânșilor a considerat că este intimidat în trafic și în zorilor s-a oprit lângă mașina de la secția 6, motivând că este agresat de un coleg de-a meu. Eu m-am dus la polițist, i-am spus, fiind în urmărirea lui, adică îl urmăream, știam cine e, pentru că noi am comunicat pe stație, i-am spus, el era cu client, domnul de la Uber, i-am spus polițistului, i-am relatat și am făcut o sesizare verbală asupra faptului că dânsul, domnul, efectuează transport ilegal de persoane. Reacția celor de la Uber a venit prompt.
Uber dezaprobă ferm astfel de agresiuni și acțiuni de intimidare ale partenerilor Uber și îi sprijinim în orice mod posibil. Uber este un serviciu inovator, încă nereglementat, funcționăm în România și alte 20 de țări europene. Există un demers de reglementare la nivelul UE în linie cu recomandările Comisiei Europene. În prezent, în municipiul Cluj-Napoca funcționează 147 de mașini ale companiei americane. Da, mare, mare semn de întrebare pentru unii, pentru că alții, cum ar fi obișnuiții, cum să zic eu, pietoni, nu prea dau 2 lei pe acest scandal. Ei vor pur și simplu să circule cât mai ieftin. Și prețurile în chestia asta cu Uber-ul sunt mult mai mici, adică 1,8 până în maximum 2 lei pe kilometru, înțeleg, ceea ce înseamnă mai puțin decât tarifele practicate de taximetriștii obișnuiți. Depinde unde te poziționezi, că dacă ești un simplu călător, da, om care vrea să ajungă din punctul A în punctul B, domnule, care e mai ieftin? Ăla, cu ăla mă duc. Din punct de vedere a autorităților, iarăși, ei trebuie să respecte legea, să vadă cum, mă rog, Boc a zis, am văzut în reportaj, da, Boc zicea că, conform legii, ei nu au nevoie de autorizație de la primărie. E și asta o chestie un pic complicată, adică, de fapt, ce se întâmplă? Uber-ul ăsta leagă pasagerii de șoferi care au mașini și sunt dispuși să ducă din punctul A în punctul B pasagerii respectiv contra cost, da? Despre asta e vorba. Asta înseamnă că, în principiu, e o activitate comercială, că omul ăla plătește niște bani. Iar tu, prin Uber-ul ăsta, faci o chestie constantă. Deci e o activitate comercială. Asta unde se înregistrează? Că, în mod normal, conform legii, dacă prestezi o astfel de activitate, trebuie să plătești niște chestii la stat, știi? Ori ăștia cum fac? Știi? Adică lucrurile sunt așa, un pic. Da, cu siguranță se vor așeza toate la un moment dat, după ce o să fie un pic de vâlvă. Aș vrea să mergem mai departe în parcul etnografic din Cluj, așa zisul Muzeu al Satului. Acolo vedem biserica lui Horea, care a fost restaurată cu fonduri norvegiene. Experții care au lucrat la acest proiect au realizat și un master plan pentru atragerea turiștilor la Cluj și tot așa colegii de la Știri au un reportaj drăguț. Biserica a fost ridicată în anul 1773 de meșterul Vasile Nicula Ursu. Peste 10 ani, acesta urma să devină liderul Răscoalei Țărănești din 1784. Biserica a fost realizată inițial în localitatea sălăjeană Cizer, iar din 1968 a fost adusă la Cluj. Este una dintre cele mai bine realizate și bine proporționate biserici de lemn din România de astăzi. Un monument extraordinar cu o pictură interioară de foarte bună calitate. Lucrările de restaurare au constat în consolidarea stratului pictural, înlocuirea acoperișului și a unor elemente de structură. Experții norvegieni au realizat și un master plan pentru transformarea Clujului în poarta de intrare turistică a României. România este mult mai mult decât Dracula. Este foarte important să spunem că România nu înseamnă doar să mergem la București, la Bran, să cumperi un Dracula de plastic și o sticlă de tărie. Este mult mai mult. Sunt satele, orașele și oamenii frumoși. Să bei palincă la o fermă mică. Dacă aduci o clădire și o așezi aici, nu va fi destul de atractivă, dar dacă o pui împreună cu altele și faci o poveste în jurul lor, devin atractive. Valoarea totală a proiectului este de aproape 4 milioane de lei. În cadrul acestuia a fost restaurată și biserica din Petrindu Mare. Anual, peste 20.000 de turiști vizitează parcul etnografic Romulus Vuia, aflat în imediata vecinătate a celebrei păduri Hoia Baciu. Ei, turismul în Cluj are în continuare potențial, încă nu este folosit orașul la maximum, dar s-au făcut progrese, trebuie să recunoaștem. În urmă cu, nu știu, 20 de ani, lucrurile erau cu totul și cu totul diferite. Am făcut pași serioși în chestia asta, nu numai în Cluj, și în alte orașe. Acum zic de Cluj că mie mai la îndemână. Dar am văzut cât de mult s-au schimbat și alte orașe. Baia Mare, Oradea, mi se pare iarăși că s-a schimbat destul de mult și frumos și bine și așa mai departe. Aradul chiar, în weekend treceam prin Arad și am zis, băi, uite cât de fain s-a aranjat, că acum câțiva ani treceam pe acolo, era un oraș obișnuit, acum parcă are o altă față. Acum nu știu dacă din pricina faptului că e vară, că până la urmă
Vara poți să vezi anumite aspecte ale unui oraș, plusuri, minusuri, iarna altele. Deci tot mereu poți să îți creezi o impresie cât mai aproape de realitate cu privire la un oraș. E adevărat că vara îl vezi mult mai frumos decât iarna, că iarna e mohorâg, copacii nu sunt înfrunziți. Mă rog, dacă mai ai și o mohorâre din aia vremii, las-o în pranț. Dar vara sunt șanse mai mari să vezi un oraș mai frumos. Șanse sper să fie mari pentru basketbalistele de la Cluj, pentru că ele au ca obiectiv în noul sezon cucerirea titlului. Formația lui Dragan Petricevic a punctat serios pe piața transferului, așa că numai puțin de 4 jucătoare americance, dacă am înțeles bine, au venit sau, mă rog, se regăsesc în lotul basketbalistelor. Departamentul de sport are un reportaj despre asta. După mai bine de 20 de ani, la echipa de basket feminin se poate vorbi din nou despre un trofeu. Formația care are în palmares 14 titluri s-a reunit în noua formulă. 8 jucătoare au semnat cu UCLUJ în această vară. Indiferent cât de mult e schimbată echipa, un lucru sau un slogan pentru noi trebuie să existe mereu, că există doar locul 1 și rest, așa că asta va fi o idee după care ne vom ghida. Bineînțeles, noi suntem obiectivi, știm ce înseamnă a ataca trofee, nu este ușor, e o tranziție destul de importantă, destul de mare, avem toate condiții necesare. Fetele se vor pregăti doar pe plan local. La sfârșitul lunii, basketbalistele vor disputa primele două jocuri de verificare la Târgu Mureș. Pe 1 și 2 septembrie, universitarele vor juca alte două meciuri la Cluj, dar cu porțile închise. Suporterii le vor putea vedea la lucru pe basketbalistele universității, începând cu 8-10 septembrie, cu prilejul memorialului Nicolae Martin. Cu participarea echipei din Vicență, Asdil Vicență, echipa cu care s-a confruntat Universitatea Cluj acum 30 de ani, și a învins aici. La vremea aia în Vicență era echipa neinvinsă în Europa, campionă Europei la nivel de cluburi. La fel de bine vom avea încă doi adversari importanți, Miskolc, vicecampionă Ungariei, care este și echipa de Eurocup, și Montana, campionă Bulgariei, tot echipa de Eurocup. Deci două echipe la fel de puternice. Primul meci oficial pentru Petricevici și compania este programat în 15 septembrie în compania echipei din Arad, în turul Cupei României. Ținem pumnii fetelor și, de asemenea, aș vrea să fie și mult public în sală la meciurile, măcar meciurile care se desfășoară în Cluj, meciurile basketbalistelor, sincer, și a voleibalistelor și a handbalistelor, dar la handbal cam sunt. La handbal și la basket masculin, sigur. Sincer, nu știu la basket feminin cam cum stăm cu publicul. Știți voi, colegi, la basket feminin, în principiu se umple sala de spectatori. Uite că nu mai mi-aduc aminte, am fost mai demult, dar acum nu mai știu cum stau lucrurile. Dar o să urmărim faza asta din septembrie, mai ales când vor fi meciuri mai multe pe planul basketului. În clipele următoare aș vrea să răsfăim ziarele, să vedem ce scrie presa de astăzi. Ora de Cluj e unul dintre site-urile de știri pe care le răsfăiesc cu ghilimele de rigoare și scrie despre avertismentul tipografului Mircea Giurgiu, adică deci el este tipograf. Avertismentul tipografului Mircea Giurgiu a dat rezultate. Probabil că îi zice numai așa, nu? Sau cum? Ministerul Educației va asigura manuale gratuite pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a finalizat negocierile cu editurile care dețin manuale școlare pentru aceste clase. În portofoliul, în portofoliile lor editoriale informează reprezentanții bla bla bla. Așa. Prin intermediul unui comunicat. Mircea Giurgiu, managerul imprimeriei Ardealul, avertizase asupra... Deci Mircea Giurgiu... Bă, da, nu e Mircea Giurgiu ăla care e cu politica, nu? Mircea. Bă, uite mă că scrie tot Mircea. Bă, s-ar putea să fie tot el. Adică el în viața în care nu-i politic, îi cu tipografia, da? Habar n-am. E... Nici n-am știu, mă, deci... Oamenii ăștia mai au și altceva pe lângă politică? Ce chestie... Da. Bun, oricum,
Se pare că a dat roade avertismentul ăsta, lucrurile s-au mișcat până la urmă. Mai putem citi despre chestii de horoscop. Ei, chestii de horoscop în principiu ar vrea să citim și noi puțin mai încolo, dar dacă vă interesează care vor fi cumpenele în săptămâna 8-14 august, adică în această săptămână, este un articol în Ora de Știri, mai exact Ora de Cluj. Vocea Transilvaniei scrie despre Florin Mergea și Horia Tecău. Sunt la un meci distanță de marea finală olimpică de la Rio. Sunt foarte entuziaști. Vedem și un poză acolo cu, știi, gestul ăsta de victorie. Ce victorie! Chiar așa și scrie Vocea Transilvaniei. Articolul îl avem pe larg în voceatransilvaniei.ro. Monitorul Express. Regina Ana s-a întors pentru totdeauna în România. Ultima regina a românilor va fi înmormântată sâmbătă în pronaosul noii catedrale de la Curtea de Argeș. Regina Ana a României s-a întors ieri în țara pe care a învățat să o iubească din exil și pe care apoi a îmbrățișat-o cu căldură. Trupul neînsuflețit al nobilei soții, care i-a stat alături 68 de ani regelui Mihai, a fost adus ieri la București cu o aeronavă Tarom. Avionul cu trupul neînsuflețit al reginei Ana a atins pământul României pe aeroportul Henri Coandă din capitală, în prezența mai multor membri ai casei regale și reprezentanții ai Bisericii Catolice și Ortodoxe. Cortegiul funerar s-a îndreptat apoi spre Castelul Peleș, acolo unde sunt așteptate astăzi să și-a rămas bun oficialitățile statului român. Foarte cumva poetic descris. Na, mă rog, e un fapt care într-adevăr este mediatizat, cred că toate instituțiile scriu despre asta. Și în jurnalul de ieri de la TVR Cluj am văzut, și în toate jurnalele de fapt de ieri am văzut că s-a abordat acest subiect. Cred că e și firesc, adică, mă rog, e normal. Ultima regină a României. Adică regina din asta recunoscută, că așa în rest avem tot felul de alte regine, știi, de-astea încoronate cu tot felul de și mirce. Tot Monitorul mai scrie despre arta contemporană la Războiul de Țesut. În pagina a doua putem găsi detalii despre un atelier de chestia asta. Se caută angajați pentru creșele din Brașov, așa că dacă aveți înclinație spre a lucra cu copii, mai ales mici, atunci sunt locuri libere pe care le puteți ocupa. O fasole bătută din Brașov intră în cartea recordurilor. Păi, știi cum se tot fac din astea cu cartea? Bă, cartea recordurilor. Eu mai zic încă o chestie. Nu cred că în sine recordul să fie bătut e foarte complicat. Trebuie un pic de organizare, adevărat. Trebuie un pic de resurse din astea, de materie primă, că de obicei faci ceva cu, știi? Dar costă, frate, deci costă o grămadă de bani să faci înregistrarea oficială a unui record. Eu am aflat asta la un moment dat, după ce nu înțelegeam de ce nu se înghesuie românii să își înscrie în cartea recordurilor diverse activități. Da, și am aflat că e destul, nu vine în cap cât costă, dar așa mi-a rămas mie în minte că totuși un om obișnuit cu un salariu obișnuit, chiar dacă face ceva neobișnuit, nu și-ar permite. Deci îi trebuie ceva sponsor deosebitor, un sponsor care să-l convingi să facă treaba asta, să te sprijine, să-ți plătească ție înregistrarea în cartea recordurilor. Cam de ce să facă cineva treaba, nu? Decât dacă îi oferi ceva la schimb. Dacă ești un om obișnuit care faci ceva neobișnuit, cum ziceam. În fine, Filarmonica Brașov cumpără primul pian nou de concert după 10 ani și mai citim o grămadă, stații cu scule pentru repararea bicicletelor. Ha! A pornit destul de bine, mă rog, cu mici sincope, dar totuși a pornit seria asta de proiecte cu biciclete în mai multe orașe din țară. Acum e și faza cu sculele pentru reparatul bicicletelor în stații. E tare! Adică tu să-ți repari bicicleta, adică tu să repari bicicleta cu care ai putea să umbli, tu sau ceilalți. E, sincer, și o chestie așa de un spirit civic destul de interesant. Jurnal Bihorean scrie despre biletele la pașapoarte. Revin biletele la pașapoarte? După ani de zile în care s-a mers... În care s-a mers pe principiul merge și așa, revin numerele de ordine la serviciul de pașapoarte coordonat de prefectură. Nu prea poți să te lași, cum să zic eu, pe principiul, hai mă să vină și apoi să știu ei care, cum au fost primii, al doilea, al treilea, al patrulea, al câtor,
știi, ce număr de ordine neoficial ai fi avut. Dar nu, ajunge acolo. Bă, la început poate că e ok. Până se aglomerează, începe agitația aia, știi, forfăta aia de grup, de turmă. La un moment dat îți vine să dai un cot în gură la celălalt, că deja nu mai suporți, te-ai săturat, te-ai sitirit, ești plictisit, ești, știi, nebun. Și nu mai ții tu cont că erau trei în fața ta, poate că unul vine și cu tupeu maxim se bagă în față și așa mai departe. Deci lucrurile nu sunt de neînțeles. Așa că dacă tot există principiul ăsta cu numerele de ordine, păi de ce să nu folosești? E atât de simplu. Simplu, frate, dacă ar fi complicat sau tu să inventezi acum, aș înțelege. Dar așa, în 2016 trebuie să intre numerele de ordine la pașapoarte. Mă dau un franț. Mă rog, a înfruntat muntele ucigaș, vihoreanul Noghi Norbert Belo, a avut Mont Blancul la picioare și a vrut să doboare și vârful Lenin, acolo unde în anii 90, 43 de oameni au murit sub o avalanșă. De altfel, săptămâna viitoare chiar vom vorbi și cu doi dintre exploratorii din Cluj care vor să ajungă pe Manaslu. Cred că mâine va fi conferința lor de presă. Vasile și Cutitu sunt pregătiți pentru această expediție. Șefa APM, poluarea olfactivă stimulată de neconcordanțe legale, șefa APM Bihor Sanda Mercea, consideră că instituția e legată la mâini în cazul poluării olfactive din Oradea. Cauza, așa cum menționam și în titlu, neconcordanța dintre legi. Bă, una zice o lege, altceva zice o altă lege și tu te trezești la mijloc. Ce hantătar să fac? Da, dezbatere la malul mării, vacanță în creierii munților și alte lucruri de genul ăsta mai găsim în jurnal Bihorean de astăzi. Informația Harghitei, deși anevoios, traseul trebuie parcurs până la capăt. Este un reportaj despre chestii legate de transhumanță, să zic în felul ăsta, în pagina a treia. Elevii harghiteni în tabăra de vară din China, o experiență inedită dată de descoperirea istoriei culturii limbii chineze. Foarte fain. Trei eleve de la Colegiul Național Octavian Goga din Miercurea Ciuc și două profesoare au participat timp de două săptămâni la o tabără de vară în China. Interes crescut pentru munca în timpul vacanței, în pagina a treia, o altă chestiune, sau producție bună pentru județul Harghita la Grâu. Detalii tot acolo în ziar. Zi de zi de Mureș scrie despre proiectul pentru reabilitarea Palatului Culturii și despre Târgul Peștelui, care este la un nou moment de sărbătoare. Parcul Bârsana din Zău de Câmpie va găzdui... A găzduit duminică o nouă ediție a Târgului Peștelui, eveniment de tradiție a comunei și, de altfel, chiar interesant, nu numai că e de tradiție, e de interes. Simfest 2016 este un adevărat complex cultural. Urmează ediția a 13-a acestui festival, Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți, Simfest. Se va desfășura la Târgu Mureș în perioada 22-28 august. Asta cât înseamnă? 22 e nailaltă săptămână, nu cea care vine. Ok. Făclia de Cluj scrie despre accesul turiștilor la bisericile din Cizer și pe Trindu. Accesul va avea anumite restricții. Iohannis spune despre sistemul superior de învățământ românesc că trebuie să fie deasupra oricăror îndoiel privind calitatea și integritatea sa. Da, așa ar trebui. Întrebarea este cum facem să ajungem acolo. Consiliul Județean Cluj a desemnat firma de consultanță care să se ocupe de obținerea creditului de 50 de milioane de euro pentru drumuri. Oi, Doamne! Doamne, Doamne! Drumul județean Mănăstireni Călata Mărgău va fi modernizat. Bine, aștept cu nerăbdare să fie cât mai multe astfel de drumuri modernizate. Monitorul de Arieș, milioane pentru salariile din primărie, salarii de bugetari. Cheltuielile care s-au făcut pentru plata salariilor și contribuțiilor aferente de la bugetul local pentru angajați se ridică la aproximativ 1 milion de lei după prima jumătate a acestui an. Mai exact, 965.727 de lei. Două persoane depășesc venituri anuale de 50.000 de lei. Aia cât înseamnă? 1.000 de lei? 50 de... Deci, două persoane depășesc venituri anuale de 50.000 de lei? 50.000 de lei într-un an. Nu, ca să înțeleg, venituri anuale, 50.000 de lei într-un an. 50.000 împărțit la două... Cât e? 50.000? Hai mă să vedem, că mie nu mi se pare că e chiar așa de mult, dar poate că exagerez eu cu impresiile mele. Deci dacă avem
50.000, bun, 50.000 împărțit la 12 luni. Înseamnă 4.166, deci 42 de milioane. Ce să zici, nu înseamnă unicel. Ar trebui să fim impresionați că e foarte mare sau ceva, de, nu știu. În fine, 4 persoane au venituri lunare care depășesc 4.000 de lei. Ok, ăsta e. Venituri lunare. Păi, tocmai am stabilit acum. Deci eu nu înțeleg, sincer, descrierea asta, dar mă rog, o fi ceva, o chestie la mijloc. 21 de angajați au venituri anuale mai mari de 28.000 de lei. Cine sunt aceștia? Bun, putem să citim, dar... 21 de angajați au venituri anuale mai mari de 28.000 de lei. Venituri anuale mai mari de 28.000. Deci, din nou, 28.000 e chiar așa de mult, mă? 28.000 împărțit la 12 luni, 2.330. Deci, faptul că are 23 de milioane de lei salarii e colosal. Na, mie nu mi se pare, nu știu ce să zic. Poate că nu prind eu ideea articolului, în fine. Se pregătește a doua sesiune a bacalaureatului, 16-17 august, practic, sunt datele de începere. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română și limba maternă, asta se vede în calendarul aprobat de Ministerul Educației. Mai multe detalii în ziar. Programul oficial al zilelor municipiului Turda din 26-28 august. Turda trăiește, simte, iubește. Turda ești tu. Foarte fain. Avem program și toate chestiile în paginile 12, 13, 14. Bun. Cu copiii la psiholog. Pe ultima pagină în ziar e acest articol. Elevii clujeni ar putea fi obligați lunar să meargă la un control psihologic de rutină. Măsura nu este însă văzută cu bun nici de psihologi, nici de studenți, nici de reprezentanții societății civile. Și părerea mea că în toată povestea asta greșit este sunt obligați, că trebuie să meargă. Nu, frate. Pune la dispoziție într-adevăr și creează o campanie din asta de informare a lor, dar serioasă și pe bune, de ce este bine să mergi la psiholog. Și mergi tu din propria ta inițiativă. Nu trebuie să fii cu capul să mergi la psiholog. Ai o nelămurire, ai o neînțelegere, te simți mai nu știu cum, poți să te duci să vorbești cu psihologul. Nu înseamnă că ești nebun dacă te duci la psiholog. Înseamnă doar că ești suficient de deschis la minte să poți să accepti o părere a unui specialist într-un domeniu. Zic eu. Și atunci, dacă tu îi informezi pe copii, pe tineri, pe părinți, pe oameni despre povestea asta mai clar, mai ca lumea, ce se întâmplă la o ședință din asta la un psiholog, cu un psiholog de la școală, eu cred că lucrurile ar fi cu totul altfel. Bun, și ultimul ziar pe care îl abordăm în revista presei de astăzi, Monitorul de Cluj. Pe prima pagină, Cluj Arena produce bani pentru primărie. Banii de la Antold sunt o picătură în oceanul datoriilor stadionului. 200.000 de lei a încasat societatea care se ocupă de administrarea Cluj Arena de pe urma închirierii stadionului cu ocazia festivalului Antold. Suma reprezintă doar 1,6% din cele peste 12,5 milioane de lei pe care instituția le datorează primăriei sub forma taxelor și impozitelor. Da, acolo lucrurile nu sunt cum trebuie. Se punea la un moment dat în discuție preluarea Cluj Arena de către primărie pentru administrare. Bun, și acum vreo 2-3 săptămâni, mai știu când, vorbeam cu Emil Boc și l-am întrebat chestia asta, zic, da, pe subiect oricum este de mult în discuție, da, o să vedem, știi? Adică nu era, eu n-am avut certitudinea că lucrurile se vor întâmpla în acest sens și tristețea mea a fost, nu că nu preia primăria, că nu mă interesează pe mine ca cetățean al acestei zone, ce preia primăria, ci ce să facem cu Cluj Arena astfel încât să-i folosim potențialul. Deci are un potențial fantastic arena asta. Frata, nu e folosit. Adică e în pierdere, are o pierdere de 12 milioane de lei, minunăția asta de construcție. Hai, că lucrurile sunt cam urâte pe aici. Jocurile video pot îmbunătăți rezultatele școlare. Este la secțiunea ITNC. Nu m-ar mira dacă, într-un fel sau altul, ideea asta de articol ar fi venit de la ceva IT-ști sau ceva patron de firme de IT. Nu cred că este din România, din câte înțeleg, pentru că e un studiu, înțeleg, efectuat în Australia, scrie The Guardian,
da, mă rog, aia nu înseamnă că peste tot sunt numai deșteptăciuni, știi? E doar o părere. Sunt anumite calități pe care, într-adevăr, jocurile le dezvoltă. Asta este bistoș, cum se zice. Dar dacă extrapolezi, ajungi cumva la o concluzie de genul: băi, mă joc ca să fiu deștept. Nu, frate, nu. Deci nu, nu trebuie să ajungem chiar acolo. Dar, drept, e că anumite abilități se dezvoltă. Absolventă de comunicare coafeză cu studii superioare. 5% dintre șomeri sunt absolvenți de facultăți, dar, la fel ca Mădălina, foarte puțini își găsesc un job în domeniul studiat. În pagina 7 este această poveste a Mădălinei, de altfel și în pagina pe net am văzut destul de des răspândită această idee cu Mădălina, care și-a luat diploma în comunicare și lucrează ca hairstylist. Sunt într-adevăr mai multe persoane pe care le-am întâlnit cu chestia, adică au făcut facultate, tot, la un moment dat s-au dus, au făcut ceva curs de, eu știu, hairstylist sau manicură sau treburi de astea practice și le-au plăcut, mă, le-au plăcut, au și văzut că e o chestie pe care pot să o folosească imediat, adică a fost cu impact și cu implementare imediată. Și atunci de ce să nu dezvolte aspectul ăsta, știi? Pentru că depinde și cum, din ce unghi privești povestea. Poți să zici, eu, uite și pe asta, bă, și-a stresat acolo în facultate, nu știu ce, și acum e coafeză. Sau poți să zici altfel, bă, fata asta a încercat, a mers, s-a gândit ea că îi se potrivește comunicare, a mers la facultate, a învățat și-a luat diploma, bă, dar și-a dat seama că totuși nu e ceea ce ar putea să o ajute în viață. Ce ar putea să o ajute în viață? Păi cursul ăla de coafeză. A făcut cursul și acum este hairstylistă. Păi nu e bine? Păi e bine. Ea să fie mulțumită că până vedem trendul în ultima vreme, care este să faci o facultate, să intri după aceea în domeniul de lucru al facultății respective și să ieși la pensie de acolo? Na. E o diversitate colosală care se întâmplă în ultimii ani, în ultimii zeci de ani. În ultimii zeci de ani, chiar în România, păi în alte țări, nu mai zic. În fine, e interesantă pagina 7 această poveste. În pagina 6, de unde se inspirau clujenii în secolul XIX, când își alegeau hainele. Clujul era aproape de Viena încă de la sfârșitul acelui secol. Sfârșitul secolului XIX, început de secol 20. Da. Alte titluri, fost ministru contract cu Consiliul Județean Cluj. Firma fostului ministru Marius Bostan este sfătuitorul Consiliului Județean pentru obținerea creditului de 50 de milioane de lei pentru refacerea drumurilor județene, de care aminteam în ziarul anterior. Și avem o poveste tristă, în cazul în care vreți să o citiți, povestea tristă a unui scaun de mașină. 15 scaune de mașină puse fiecare pe un soclu în centrul Clujului, spun poveștile celor care au murit în ele. Poate să pară într-adevăr ca macabră treaba asta, evenimentul așa mai... Dar cred că unele sfaturi se bagă în capul omului mai bine când le prezinți în partea lor dramatică. Atunci, că e vorba de scaun de mașină, deci e clar unde merge toată povestea asta cu accidentele. Bun, pe ultima pagină, pagina de sport, putem să citim despre Corina Căprioriu, judoka legitimată la Cluj, a ratat clasarea pe podium la Olimpiada de la Rio, s-a clasat pe locul 5 la categoria sa, 57 de kilograme. Păi, dar fata asta oricum e tare, se luptă, faptul că nu a câștigat nu știu ce chestie, eu zic că mai puțin contează și ea a dat ce a putut. Chestia asta că te duci și te lupți pentru și după aceea dezamăgești, nu face bine la nimeni, nici la oamenii pentru care tu te-ai dus, așa zis, și nici pentru tine ca psihic, ca sportiv. Deci, te-ai dus, ai făcut asta, n-ai reușit, nicio problemă. O să mai fie ediții de Olimpiadă, o să mai fie alte competiții, dacă vrei neapărat să fii în competiții, dacă nu, o să fie mereu sala de antrenamente care să te duci și să te perfecționezi tu. Notătorul român Robert Glință de la Cluj s-a clasat pe locul 8 în finala probei de 100 de metri spate la Rio de Janeiro. A fost de altfel cel mai tânăr finalist. Și mai putem citi despre România-Muntenegru. Biletele în vânzare pentru România-Muntenegru la Cluj. FRF a pus în vânzare biletele la acest meci de fotbal. Meciul va fi în data de 4 septembrie. Primul meci din preliminariile campionatului mondial din 2018. Iată, meciul cu Muntenegru. Bun,
Despre meci o să vorbim și noi în scurt timp. Oare să vorbim chiar în clipele următoare și facem lecția de istorie puțin tăl mai încolo, a? Hai să facem așa. Vorbim despre rugby în minutele ce urmează. Și, cum spuneam la începutul emisiunii, alături de mine este managerul echipei UO Prăzminaco pentru a ne da mai multe detalii despre ce meciuri urmează să aibă băieții la rugby. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, Irina, și mulțumesc pentru invitație. Da, într-adevăr, începem și noi Superliga. Am început-o în prima etapă, din păcate, cu o înfrângere la Steaua București. Urmează a doua partidă, care normal trebuie să se dispute sâmbătă, în data de 13, la ora 5 după masa, dar din cauza dolului național instaurat cu decesul reginei, jucăm vineri dimineața la ora 11, o oră care nu e normală și cred că nici pentru spectatori și cei care doresc, dar vineri dimineața jucăm un derby de tradiție cu Dinamo București. Bun, vineri dimineața spuneai că nu e oră extrem de potrivită, în sensul în care te gândești că poate nu vor veni mulți spectatori, fiind zi de lucru, fiind ora 11, dar până la urmă o să conteze ce fac băieții acolo pe teren. Da, contează mult, mai ales că diferența este mare între, să zic, primele trei echipe, Timișoara, Baia Mare și Steaua, iar celelalte, Ucluj, Dinamo, Iașu și CSM, eu zic că suntem la aceeași valoare și atunci cele patru o să ne bate pentru un loc în play-off. Bun, dar dacă este să dăm un pronostic pentru meciul de vineri? Cu siguranță va fi greu, deoarece avem 4-5 jucători accidentați. Le va fi greu și la Dinamo, deoarece au jucat duminică un meci extrem de greu cu Steaua. Eu zic că, jucând acasă, cu dorința cum se antrenează băieții și cum îi văd în săptămâna asta, trebuie neapărat să aducem o victorie. O victorie care să ne dea încredere să mergem la Iași, următoarea etapă, o echipă care a câștigat în prima etapă, în premieră, și să, cu cele două victorii avem mari șanse să fim pe linia de play-off. Chiar așa, apropo de antrenamente, cât de intense sunt sau cât de dese sunt antrenamentele rugbiștilor într-o perioadă obișnuită de competiție? La noi, că e obișnuită, că nu e obișnuită, antrenamentele sunt foarte grele, sunt două antrenamente în fiecare zi, un antrenament de sală sau de tehnică individuală la teren, și un antrenament după masa de organizare generală cu tot colectivul. Asta facem în fiecare zi. Cam asta ne antrenăm. Două antrenamente care țin între o oră și 20 minute, o oră jumate. Băieții, cum știu că majoritatea dintre ei, sau cei toți, cred, toți văd lucrul pe teren ca pe o, știu, chestie supremă. Trebuie să dăm tot pentru asta, indiferent că se joacă cu o echipă din primele trei, cum ziceai tu, cu echipe din partea a doua a clasamentului. Cum sunt impulsionați ei acolo? Cine este factorul care strânește spiritul în echipă? Avem mai mulți lideri în echipă, începând de la capitan, antrenorii, staff-ul, avem ședințe motivaționale înainte de meci, speech-uri, video-uri care motivăm, dar până la urmă rugby este un sport bărbătesc, un sport cu sufletul mai mult decât cu latura financiară, iar în momentul când ai intrat pe acel teren, uiți de toate problemele care sunt și te dedici special și 100% numai acestui sport. Și de aici cumva vine și semnul meu de întrebare, adică am mai văzut rugbiști care intrau în teren, intrau în meci, practic, chiar dacă aveau anumite forme de accidentare. Până unde merge sacrificiul ăsta? Pe mine tot timpul m-a impresionat. E un spirit de sacrificiu, adică, omule, nu ești încă, refăcut 100%, dar simți că poți. Cum? Că un om obișnuit nu ar face asta. E greu ca rugby să stai și să te uiți. Asta e cel mai greu. Nu acceptă, sunt foarte orgolioși, nu acceptă să fie rezerve, nu acceptă să fie accidentat, nu acceptă să stea în tribună să vadă un meci de rugby, nu accepți momentul când te lași și vezi că nu mai poți să joci. Tocmai de aceea rugbyistul este un sportiv orgolios care nu acceptă chestia asta și atunci încearcă să facă sacrificii mari de a fi în teren alături de băieți și de a fi în teren alături de colegii lui pentru a-i ajuta, chiar dacă da, nu-i refăcut 100%. Asta, specificul sportului, este disciplina, sacrificiu și colegialitatea. Peste vară a fost o perioadă de pauză, cred, pentru toată lumea.
și lucrurile s-au repus în mișcare. Practic acum începe un program încărcat de meciuri. Ce frecvență de meciuri? Sau spuneai că va fi următorul meci, meciul de la Iași. Ce va urma? Da, am jucat prima parte a Cupei României în partea de aprilie-mai. A fost o pauză pentru Ire Beneșen Cup, pentru echipa națională. După care acum vom juca până în luna decembrie, vom juca weekend de weekend. Neavând niciun weekend liber, urmează două competiții, cea majoră Superliga Czech Bank, care vom juca prima fază a turului, deoarece de anul acesta s-a schimbat pe 2 ani, vom juca toamnă-primăvară, nu mai fi primăvară-toamnă. După care începe Cupa Regelui, dedicată casei regale și care începe automat la finalizarea turului de Superliga. Și va fi până cu finala pe 1 decembrie. Deci dacă vom ajunge în faza de finale, vom termina undeva la începutul lunii decembrie. Un program foarte încărcat. Ai nevoie de jucătorii să fie proaspeți, să fie sănătoși, să nu avem accidentări. Din păcate ne confruntăm cu aceleași probleme. Creștem jucători și ne iau alții, că situația financiară nu ne permite să ținem încă jucători de mare valoare, dar suntem o echipă tânără, mică, cu staff tânăr, care ne dorim de la an la an să creștem și să facem față cu brio și să aducem multă bucurie suporturilor clujeni. Da, apropo de creșteri, din punct de vedere a celor mici care vor crește și vor ajunge la echipa mare, cum să zicem, cum stăm? Rugby-ul în rândul copiilor, în zona asta a Transilvaniei? Da, o spun tot timpul, avem, chiar dacă nu avem bugetul legat de celelalte, primele trei echipe care este de 10-15 ori mai mare ca și noi, avem un proiect foarte frumos. Avem echipa de senior, o echipa a doua de tineret, parteneriat cu CS Mănășturi. Avem categorii de vârstă U18, U16 și U12 la copii. Deci proiectul este extrem de bun, iar pentru juniorii care termină U18 și care anul acesta am adus o primă medalie, după, cred că prima la nivel de juniori în Cluj, o medalie locul 3 la turneul final de U18, acești copii au un prim pas de a nu intra în Superliga, unde este foarte dificil, de a juca în divizia a doua, cu echipa noastră satelită, adică CS Mănășturi. Deci proiectele avem bune, avem proiecte cu școlile, cu inspectoratele, încercăm să atragem cât mai mult copii. Din păcate avem o singură bază sportivă unde nu putem să o înghesuim cu toții și să și jucăm acele meciuri pe ea. Sperăm că acum, prin sprijinul mare al UBB-ului și care ne ajută extrem de mult, să mai beneficiem de încă o bază unde să putem să ne antrenăm. Asta unde ar putea să fie? Tot în Parcul Babeș, se construiește cu un teren sintetic, care ne ajută extrem de mult, deoarece clima în România nu este tot timpul favorabilă și vin ploile și perioada de frig și care, în care noi nu avem, nu ne antrenăm în săl, nu ne antrenăm în alte parte, suntem tot timpul afară, nu contează de temperatură. Apoi, chiar că am văzut ceva meciuri când, nu știu, cred că era ninja sau treburi din astea, eu stăteam scriburit acolo și bărbații în teren erau, mă rog, ieșeau aburii din ei de cât de încălziți erau. Apropo de terenuri, mai devreme citeam în revista presei de faptul că pe Cluj Arena lucrurile nu se mișcă suficient și mă gândeam, zic, păi, dar uite băieții de la Rugby, de exemplu, de ce n-ar putea să meargă acolo? Probabil că relația ar fi contra costa, adică ar trebui să mergeți să faceți antrenamente acolo. Nu, deci chiar discutam și cu colegii în spate, am semnat cu Cluj Arena și vom juca pe Cluj Arena echipa de rugby. Din păcate nu s-a putut acum din cauza acestui festival și nu are cum să-l pună la punct până la meciul cu Dinamo. Următorul meci, la fel acasă, din păcate joacă România cu Muntenegru când avem și noi meci și prioritară este echipa de fotbal pentru a arăta gazonul bine, deoarece acum nu prea arată la nivelul la care se dorește. Și după care o să începem să jucăm pe Cluj Arena. Deci avem disponibilitate și mulțumim Cluj Arena că ne ajută și care vrea să ne ajute să jucăm acolo. Deci vom juca toate meciurile pe Cluj Arena când va fi disponibil și va fi o perioadă să nu fie alte evenimente care sunt, cred că, mult mai benefice pentru Cluj. Deci asta este o veste foarte, foarte bună pentru mine. De câte ori am mers la meciurile de rugby, în mod special, mă rog, la care mă duc, pe Cluj Arena, chiar mi s-a părut că e o atmosferă, cumva, e un loc foarte potrivit pentru desfășurarea meciului. Da. E bune așa într-o lumină. Și băieții se simt altfel când joci pe o arenă elegantă, pe o arenă de lux, în care ai toate condițiile, chiar dacă încă nu vine foarte multă lume la meci, dar încet, încet, eu cred că prin rezultate și prin ceea ce o să arătăm, va veni și lume și vom încerca să atragem și multă lume la meciul. Sigur că treburile astea de cum, mă rog, cum merge echipa, cum evoluează ea, un pic sunt fie dublate sau oricum se leagă cu partea administrativă. Din punctul ăsta de vedere, cum stă echipa? Ce probleme are echipa pe care trebuie să le rezolve? Probleme sunt multe la fiecare echipă. Noi mare nu ne plângem. Din păcate, probleme sunt la nivel local administrativ. La
atâta timp cât investițiile la nivel local de către autorități nu se fac în sport. Și vedem și în ceea ce se întâmplă acum la paralel la Rio cu sportivi, încercăm să dăm în sportivi, că de fapt ei nu sunt pregătiți anul ăsta. Problemele sunt începând de jos. Atâta timp cât v-am zis și o repet, un sportiv rugbist mănâncă de 14 lei pe zi, deci pe zi, nu o masă, atâta timp cât nu ai, fiind o secție de tradiție din 1949 și nu ai o bază ta proprie, adică un teren al tău să te identifici, un teren cu o bază ta, nu ai mai multe terenuri, nu numai să ai un teren al tău, nu ai mai multe terenuri, stai în cazări câte trei în cameră și ai alte condiții mult mai nasoale de pregătire, nu ai cantonamente, încerci să umbli de dimineața până seara și nu schimbi acea lege a sponsorizării pentru a permite sponsorilor să îți ofere acele sume de bani. Problemele, eu zic că este greu să faci sport de performanță în România. Explicam și doamnei ministru și la toată lumea că 1-2% dacă ajung la nivelul ce se ajunge la Olimpiadă. Dar până acolo, celălalt sportiv trec pentru un mare, mare ciclu de suferință. Adică de a te pregăti, de a te antrena, de a aduce bani de acasă, câteodată de a sta cum stăm și noi la rugby cu un salariu mediu pe economie, care nici nu poți. Dar să joci în prima ligă este extrem de greu. Extrem de greu. Să mănânci de luni până vineri, un weekend să încerci să te autofinanțezi. Chiar și acum, băieții mei, chiar dacă nu este propice pentru a face performanța, au lucrat și la Antol pentru a-și mai face niște bani. Vin la teren dimineața, se antrenează, fac sacrificii mari, dar eu cred că local autoritățile ar trebui să investească mult mai mult, deoarece brandul eu cred că încă reprezintă ceva și se poate vinde destul de bine. Deci unul la mână autoritățile, vorbim aici de primărie, trebuie să facă investiții. Tot ce înseamnă și cei care conduc sportul clujan. Nu neapărat, nu trebuie să dăm vina pe primărie, Consiliul Județean sau alți factori care sunt. Cu toți ar trebui să ne punem la masă și să vedem de ce alocăm 0,4% numai pentru sport și alocăm pentru alte mari proiecte sau care sunt mult mai mult la sută. Ce ambasador este sportul, cât poate să facă sportul pentru sănătate, pentru tot ceea ce înseamnă aceste proiecte și să ne punem cu toții la masă. Din birou este ușor să dai o semnătură sau să dai un buget, să nu vezi situația reală care se confruntă sportivii pe teren. Am avut o întâlnire și cu domnul Radu Constante, a fost, i-a văzut pe băieți, mi-a promis că au încercat să schimbe această lege și sportivii vor fi mult mai bine remunerați și se va întâmpla totul mult mai bine în continuare. Avem încredere, sperăm să se întâmple chestia asta, ca următoarele generații trebuie reconstruit de jos, de la nivel de junior, nu neapărat sus, v-am zis, sus este greu acum să dăm vina pe înalta performanță. Sper ca toate ministerele educației, cercetării, tineretului și sportului, acum sunt separate, COSR-ul, să pună la aceeași masă, să mergem pe același proiect comun, nu separat fiecare. Da, bine ar fi. Plus, mai e și faza asta cu sponsorii. Bine, acum eu înțeleg pe unii care zic, băi, unde se uită lumea mai mult? La fotbal. Mergem la fotbal. Dă-i încolo pe ceilalți. Numai că pe lumea asta nu este numai fotbal și valorile chiar se pot dezvolta, exact cum spuneai mai devreme, inclusiv pe terenul de rugby sau, mă rog, alte sporturi. Așa că eu aș vrea, nu știu cum, naiba să îi mobilizăm pe sponsor, dar ar fi foarte fain să se implice mai mult și în alte sporturi decât... Da, am zis, dar încă o dată repet, atâta timp cât acea lege a sponsorilor nu este schimbată și nu le permis sponsorilor, în ziua de astăzi este greu ca tot să vină să dea 20% din profit. Profit prea multe, prea puține firme au profit în ziua de astăzi. Este greu să ții o firmă, vedeți taxele multe astea. Dacă ar permite să se dea, nu știu, 10% sau 100% din TVA, din TVA-ul care este extrem de mare și care merge la stat sportului, adică nu neapărat sportului, culturii, la unde vrea acel sponsor să dea, să-i permită acest lucru, eu cred că nici nu m-ar trebui să mă investească mult autoritățile locale în sport, că fiecare își va găsi câte un sponsor care să dea această sumă de bani. Legat de fotbal și altceva, fiecare își face promovarea cum crede, da, și pe noi ne deranjează, nu neapărat de rugby, dacă vezi că poate un sportiv la Olimpiadă s-a calificat în finală și ultimul la știri și un transfer de la Steaua sau la în altă parte este primul, apare cu breaking news, normal că deranjează pe ceilalți care, eu cred că muncesc la fel de mult, exact la fel de mult ca și fotbaliștii și care, da, aduc într-adevăr mult mai multă lume la stadion. Revenind vineri, așadar, de la ora 11, avem confruntarea cu Dinamo București. Vineri la 11, așteptăm pe toți cei care... În parcul Babeș. Îi așteptăm la meci, sperăm să facem un meci extrem de frumos. Tot timpul meciurile cu Dinamo au fost deosebite. Am înțeles că o să vină și câțiva membri ai galeriei, deoarece galeriile sunt înfrățite și au fost și acum la meciul cu CFR împreună. Va fi un meci extrem de frumos. Sperăm ca noi să ieșim învingător, o victorie care ne va da multă, multă încredere la cel ce urmează proiectul viitor. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan, pentru prezența în această dimineață și succes ție, băieților, echipei. Mulțumim pentru invitație și vă mulțumim că sunteți alături de mine.
În clipele următoare, cum ziceam, facem lecția aceea de istorie, adică vedem de-a lungul timpului, în data de 10 august, ce s-a întâmplat. Și fii atent aici, numai ca să caut eu frumos informația, că m-am luat cu gândurile de rugby. Nici n-ai cum, frate, să nu fii fascinat de ce se întâmplă cu băieții ăștia. Deci sunt surprinzător. Cine nu a fost vreodată la un meci de rugby a pierdut foarte mult din viață. Așa că vă recomand, când aveți ocazie, indiferent că vorbim de un meci la Cluj, la Baia Mare, la Timișoara, la Iași, pe oriunde o fi. Și la Petroșani am fost, frate, la Petroșani am fost la un meci de rugby. Țin minte și acum, era vreme rece. Păi da, a fost o atmosferă colosală, colosală. Și vă recomand să mergeți. Și ce mi-a plăcut și v-am mai zis și altă dată, deci în timpul meciului, cele două galerii, că fiecare susținea câte o echipă. Haide X, haide Y. La sfârșit, și-au dat mâna, au mers la o bere împreună, au povestit foarte fain. Deci asta e o chestie care pe mine mă fascinează. Bun, revenind la calendar. În anul 1793, în 10 august, Palatul Louvre, Palatul Regard Louvre din Paris, a fost inaugurat ca muzeu. În anul 1864, guvernul român a contractat cu casa britanică Stern Brothers primul împrumut extern al României. 916.000 de lire sterline, dobânda a fost de 7%, a fost un împrumut garantat cu veniturile vămilor. În 1875 a fost pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, iar în 1897 chimistul german Felix Hoffmann a izolat pentru prima dată aspirina. În 1913 are loc pacea de la București, practic se consfințește sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul. În anul 1920, prin semnarea tratatului de la Sèvres, Marele Imperiu Otoman pierde 4 cincimi din teritoriul său, iar în 1945 Japonia cere pacea și capitulează peste 4 zile, astfel a pus capăt celui de-al doilea război mondial. În 1951 s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România, 44,5 grade Celsius. Asta se întâmpla în județul Brăila, la Ion Sion, 44,5 grade în România și noi în ultimii ani am tot avut, când ajungeam la 37 de grade, ziceam că băi, așa ceva n-ai mai văzut, dar ia că în 1951 a fost temperatura asta, la Brăila. Mie nu se pare că Brăila e neapărat locul, dar probabil din cauza umezelii sau ceva, nu? Parcă nu mă duce cu gândul că la Brăila ar trebui să fie cel mai cald. M-aș gândi mai degrabă în partea aia de, știi cum e, câmpia română, nu? Parcă, da, mă rog, e doar o impresie până la urmă. În 1974 a fost inaugurată sala polivalentă din București. În anul 1990, sonda spațială Magellan, lansată de NASA, a ajuns la Venus după 15 luni de la lansare. Iar în 1995 a fost semnat acordul parțial israeliano-palestinian privind extinderea autonomiei în Cisjordania. În 1884 s-a născut Panaitistrati, celebrul scriitor român, iar în 1929 s-a născut Tamara Buciuceanu Botez, îndrăgita actriță pe care am văzut-o în atâtea filme. În ultima vreme, eu n-am prea văzut-o în filme, dar poate nici nu m-am prea uitat eu. Am văzut că e așa un fel de chestie că în ultimii ani mulți actori din ăștia cunoscuți s-au implicat în, nu știu cum să le zic, așa un fel de telenovele românești și au jucat și joacă chiar fain. Dar nu știu de ce, nu am urmărit filmele astea și nu pot să spun dacă în vreunul din filmele recente apare și Tamara. Oricum, la mulți ani tuturor celor care s-au născut într-o frumoasă zi de 10 august, cu multă bucurie, chef! Și ne întâlnim mâine dimineață, începând cu ora 8, ca de obicei. Toate bune!